Compania surpriză de la cei dragi s-a născut din dorința de a da posibilitatea să-ți oferi ție celor dragi cadouri și momente neobișnuite. Am combinat conceptul de surpriză cu cel de emoții și momente unice, pentru că tu să ai posibilitatea să găsești la noi garantul care le vom livra celor dragi ție bune dispoziții și clipe de neuitat. Bună ziua! Bună ziua! Bună cum spun? Dacă ați intrat? Dacă ați intrat, da. Eu mă numesc Victor, sunt la surpriză de la cei dragi. În această zi frumoasă, cineva m-a autat de această zi și a hotărât prin intermediul nostru să vă facă ziua mea deosebită, în special, și un pic mai dulce. Cum credeți? Cine sunt autorii surprizei din această zi? Spun deodată pe împrejur. Spuneți, cum este? Cred că fie. Fine, dă-mi un sfine. Explicați psihotare și cred că nu au avut posibilitate să vii azi la... E cu gândul să ne iau unde... Nu, da. Au gândit să vă fac această surpriză plăcută. Da, mă știu, tu i-ai spus drept. A spus drept. Am înțeles. Ține această, după profesia dumneavoastră, o tortă. Cred că sunteți bărbat, așa un buchet frumos pentru dumneavoastră, pentru o masă de sărbătoare, pentru toți bărbații. Ține, părința, dă-i să ții spui tortă. Și-am vin zi frumoasă spus către dumneavoastră. Dacă ar fi să ezităm puțin, să luăm pauză pentru a primi o satisfacție sufletească, apoi ar fi un pic, un mic popas la nașul nostru. Acolo mereu s-a deschis ușa casei cu un cuvânt bun și o primire sufletească. La mulți ani în acelul nostru. Să ne fie mereu așa mândru și mărinos, precum te știm. Bunul Dumnezeu v-a trimis în calea noastră și ne-a binecuvântat cu așa familie onorabilă și frumoasă. Familie de la care mereu am luat un exemplu și un îndemn bun de urmat. Noi vă mulțumim pentru tot și fie că acești ani împliniți astăzi, să pui accent doar pe zâmbete, succese, sănătate cât mai multă și liniște sufletească. Iar acum, fie că vinul curs în pahare, să aducă pe chipul tău, nașule, doar bună dispoziție și eliberarea tuturor grijilor. Petrecere frumoasă și primește această zi ca pe un dat frumos, realizând că ești bogat în cel mai sfânt pe lume, te înconjoară cel mai apropiat cu atâta dragoste și onoare, la mulți ani fericiți. Cu profund respect a te-ai timp, Mariana și Ion. La mulți ani! Iar acum, soția, ce spune soțul care are grijă în toată ziua și ud acest jar frumos? Ce spun? Eu îi mulțumesc Bunului Dumnezeu pentru că mi l-a dus în cale, că suntem o familie împlinită, o familie binecuvântată și mulțumim pentru tot ceea ce mi-acordă în viață, pentru sprijinul, pentru susținerea, pentru tot ce... Și Dumnezeu să-l păzească, să îi se împlinească cele mai bune dorințe și numai sănătate, asta e. Cuvântul să vă sporte, da. Că liber. Da, și îl vezi foarte mult. Amat! Amat! Cum Problemă. Poate cineva din invitat vrea să spui câteva cuvinte frumoase magiatului? Dar eu spun eu cu cea micuță, să-i urăm un an, mulți ani înainte, să fii sănătos, să fii permanent vesel, glumeț așa cum îl știm noi și să ne molipsească cu energia lui bună și pozitivă. Noi, Nana, te iubim și te stimăm foarte mult și vom fi alături la toate aniversările, așa, în continuare, de cum ne știm. Nu glumiți ca să vă aștept. Cum a zis cu mătărul Mihai astăzi, de, îmi zice, dar nu m-a anunțat din timp că e ziua, că ne mergem la ziua ta. Și eu zic că, dar cum așa ne-ai invitat? Eu zic că și să mă să ne invite, că nu știi că vrei, nu vrei, de asta facă. Așa că vrei, nu vrei, noi îți ne și să-ți citem așa întotdeauna să mă alături de familia voastră. Vă iubim și vă dorim numai bine. La mulțumim! Iar acum tu, domnul Ghenadi, ce le spui autorul surprizii care ți-a făcut ziua specială? Eu le mulțumesc din suflet, adică mă bucur foarte mult de ei și chiar de inițiativa lor. Și așteptăm să vii. O campanie să gândăm. Da, numai decât, chiar azi rezidem. O pun la reșe, sunt de reșe. Și asta, așteptăm să vii acasă. Iar noi toți să-i spunem în sincer la mulți ani. Să fii sănătos! Mulțumesc frumos! La mulți ani!
Surprizele de la cei dragi se definește o gamă largă de cadouri interesante și memorabile, care aduc impresii de neuitat. Suntem mereu în căutare de noi idei pentru dumneavoastră, pentru că ne dăm perfect seama că sarcina noastră principală este de a realiza visele, de a vă face să aveți parte de cele mai bune senzații încercate vreodată.